Bună seara, stimați telespectatori, bine v-am regăsit în cadrul postului nostru de televiziune la o nouă emisiune Reflector Analitic. Starea social-politică din țară este tema pe care ne-am propus să o discutăm împreună cu invitații ediției de astăzi, care sunt Alexei Tulbure, analist politic, bună seara și bine ați venit. Bună seara. Și domnul Ghenadie Brega, activist civic, bună seara și bine ați venit. Salut. Domnule Tulbure, vreau să vă întreb pentru început, cum catalogați această stare de spirit din societate după primul tur de alegeri prezidențiale în Republica Moldova? Starea de spirit în țară, noi trebuie să o măsurăm ca să o catalogăm, da, într-un fel. Eu pot să-mi am opinia. Vă rog. Eu tot mai des mă întreb care a fost sensul violării Constituției și participării la toată treaba asta anticonstituțională a opoziției. Poziția mea era alta. Noi am fi procedat ca societate, ca oameni care am participat la proteste o perioadă destul de îndelungată, mai corect dacă am fi avut o poziție consolidată împotriva acestei decizii, cerând anularea deciziei Curții Constituționale. Dar opoziția au văzut în această schimbare, în alegerile directe, o posibilitate de a ocupa cel mai înalt post administrativ în țară și de pe poziția acestui post de a continua lupta cu regimul oligarhic. Acum, pentru mine, întrebarea principală pentru turul 2 este, sau pentru ceea ce se va întâmpla după turul 2, indiferent cine va fi ales, doamna Sandu sau domnul Dodon, dacă își va păstra viitorul președinte calitatea de opoziționer sau de opoziție. Asta este important. Numai asta poate într-un fel și să justifice tot acest dezmăț anticonstituțional care au avut loc în țara noastră. Acum, da, viitorul președinte are pârghiile necesare pentru a îndeplini toate aceste doleanțele oamenilor? Ei mai nu cer peste noapte revendicări. Nimeni așteaptă și asta e o, și asta e o problemă la noi, că noi totdeauna investim foarte multe așteptări de la alegeri, de la anumite persoane și așa mai departe. Minuni nu se vor produce, dar în cazul în care președintele se va opune actualii situații, se va opune și va dori să schimbe status quo format în Republica Moldova, atunci noi putem să avem anumite progrese. Președintele, indiferent de faptul, este ales în mod direct sau este ales în Parlament, și aici eu iarăși n-am înțeles care a fost ideea asta cu alegerea directă a președintelui. Am avut o perioadă când erau aleși direct și nu mai ieșam din conflicte instituționale între președinție, guvern, parlament. Indiferent de modul în care a fost ales președintele, președintele are dreptul la inițiative legislative, să inițieze referendumuri, dar sunt două lucruri chiar poate mai importante în condițiile în care noi avem instituțiile statului captivi, aservite anumitor clanuri, sau nu clanuri, unui clan, a rămas un clan, și aici nu mai răzbați orice inițiativă legislativă n-ai fi avut sau n-ai fi înaintat, oricum poate fi blocată, fie la guvern, fie la parlament. Dar sunt două lucruri care președinte lui nimeni nu le poate lua. Asta e dreptul de a se adresa de la cea mai înaltă tribună a statului către cetățeni. Asta e o capacitate și posibilitate nelimitată de a mobiliza societatea, oamenii, societatea, opinia publică în favoare sau împotriva la anumite fenomene sau lucruri. Și a doua, asta sunt vizitele internaționale, întâlnirile cu omologii, noastre, reprezentarea țării și informarea opinii publice internaționale pe ceea ce se întâmplă. Pentru că noi, din păcate, n-am avut un astfel de președinte în ultimii 4 ani. Am avut un om care a trecut în țară, a trecut în afara ei. Acum, asta e întrebarea principală. Își va păstra viitorul președinte calitatea sa de opoziție sau nu? Pentru că sunt deja anumite bănuieli vor intra ambii candidați au anumite probleme în sensul ăsta.
Pentru că, în special Maia Sandu, de exemplu, ea deja a declarat că va colabora cu actuala putere, dacă actuala putere va face ceva bun și va critica dacă va face rău. Asta după declarații și după constatări că guvernul, parlamentul... Revenim și la n-au legitimitatea, da. Aici sunt anumite bănuieli care trebuie să fie confirmate, bineînțeles, în privința altui candidat, da, și mai departe. Domnule Brega, unde au fost tinerii la 30 octombrie? De ce? Media a scris și, de fapt, bazându-se pe datele CEC-ului, o prezență destul de joasă a avut tinerii. Până să discutăm chestiunea tinerilor, vreau să răspund la aceeași întrebare care ați adresat-o domnului Tulbure, vis-a-vis de atmosfera de după primul tur de alegeri. Eu cred că apele sunt tulburi, cred că e prea mare tensiunea în societate, iar lucrul ăsta s-a făcut conștient de către majoritatea partidelor și a concurenților electorali care au interesul ca apele să fie tulburi. Mă deranjează faptul că societatea e învrăjbită, societatea e separată între stângă și dreaptă, pro-Europa, pro-Rusia. În realitate, noi nu asistăm la discuții publice, la dezbateri, la modul serios, cine și ce program electoral are, iar cei care până acum și-au prezentat programul electoral, am văzut o practic abordare în zeflemea. Majoritatea concurenților electorale au spus în programul lor electoral tot felul de baliverne care n-au nicio legătură cu funcția de șef al statului. Aceste alegeri sunt geopolitice? De reieșind ceea ce spuneți dumneavoastră. Da, pentru că în Moldova influența rusească e foarte puternică. Chiar după 25 de ani de când Republica Moldova s-a declarat stat independent, avem în continuare armată rusească pe teritoriul țării și nimeni în acești 15 ani, nici cei care acum pretind că sunt opoziție, nici puterea, nu au făcut demersuri clare pentru a scoate armata de pe teritoriul țării, ca să fie stat independent, ca să poată cetățenii lua decizii fără influență, pentru că e violată Constituția în cazul. Pe dreapta, există șanse reale ca acest candidat să facă fața acestor stări de lucru despre care vorbiți dumneavoastră? Vorbeam un pic mai devreme domnul Tulbure și spune că un președinte, nu înțeleg de ce trebuie să-l aleagă poporul, pe când putea să-l aleagă parlamentul. Eu cred că din contra, dacă alegi din 101 deputați un președinte comod pentru o majoritate de 61 deputați, automat acel președinte va executa ordinele majorității. Domnule... Din coace există șanse ca acel președinte să aibă verticalitate, să aibă un cuvânt de spus, eventual să fie o alternativă la vocea Parlamentului. Așa mi se pare corect și de-aia există separarea puterilor în stat, ca unul să aibă putere legislativă, altul să aibă altfel de puteri. Domnule deci Brega, să nu mai fie în condițiile în care vorbim despre faptul că instituțiile statului sunt controlate, ceea ce spuneți dumneavoastră ar fi real? Da. Cu siguranță, pentru că din momentul în care toate taberele, și stânga, și dreapta, și centru, și alții, deci toți concurenții, toate partidele declară deschis că vor statul să scoată de sub captivitate. Că statul e capturat, că instituțiile statului nu-și fac meseria, că avem procuratură, justiție, care sunt controlate politic. Despre asta societatea nu apucă să vorbească decât în campanie electorală. Asta mi se pare foarte grav. Și încă un lucru care mi se pare grav e faptul că justiția se face la televizor, la televiziuni controlate de cei care au bani, cei care au interese, cei care de fapt sunt în spatele majorității schemelor prin care s-au furat banii, prin care s-au comis crime, iar asta arată că de fapt... Dar nu vi se pare straniu că practic toți concurenții electorali vorbesc despre o posibilă colaborare cu Parlamentul în cazul în care vor ajunge în fruntea țării? Asta mi se pare logic, să poți colabora cu Parlamentul pe proiecte corecte, bune, pentru societate, pentru dezvoltarea țării și să dai în obraz Parlamentului atunci când adoptă legi certate cu interesul cetățeanului. Îl întrebam ceva mai devreme pe domnul Tulbure dacă cadrul legislativ este bine pus la punct și oferă președintelui aceste atribute, pentru că unii concurenți electorali din primul scrutin spuneam că lichidăm statul în Republica Moldova, mergem pe o altă treaptă și așa mai departe. Oare ne încadrăm? Dar nu același lucru spune unul dintre concurenți cel mai bine cotat? Nu același lucru spune Igor Dodon când ei spune că Republica Moldova va fi pusă în genunchi Rusiei? Nu același lucru face Dodon? Ei merg pe ideea de păstrării statalității. Care statalitate? Eu nu am auzit niciodată mergând pe ideea. Unde e statalitatea dacă au fost la guvernare? Dodon a guvernat împreună cu Voronin 8 ani. În perioada asta n-a fost.
nici scoasă armata rusă, nici de-offshorizate instituțiile statului, pentru că foarte multe instituții de stat au contracte cu firme din offshore. Deci instituțiile statului au fost capturate pe vremea lui Voronin, când Dodon avea funcție, era vicepremier. Tot atunci se încălcau foarte mult drepturile cetățenilor, deci mi se pare că e obrăznicie să pretinzi că vei schimba ceva, ceea ce ai putut schimba în 8 ani de zile. Dar pe vremea cui s-a semnat scoaterea acelor 9 miliarde, jumătate? Și unde a fost? Nu cu unde a fost Dodon? Dacă era în Parlament, avea tot dreptul să facă inițiative legislative, Brega, putea scoate oamenii în stradă, putea face opoziție. Candidatul PAS nu a participat la furtul miliardului? Nu. Aici e are o chestiune o de discutat. În cazul pe lucrurile care îl invocați dumneavoastră, stați că... un pic. În cazul despre care vorbiți dumneavoastră, instituțiile de stat nu s-au pronunțat. Arătați-mi ordonanța procurorului, arătați-mi instituțiile de stat care au lucrat pe dosarul respectiv și să vedem învinuirea. Ceea ce spuneți dumneavoastră e cuvinte goale. Probabil nu există dorință politică. Frasă. Domnule Tulbure, haideți să vedem ce părere. Că acum, în campanie, poți lansa 1000 de acuzații. Nu, dar haideți să vedem la rece. Sunt niște lucruri foarte deja probate, să spunem, clare. Chiar dacă procurorii n-au pus pe masă, pentru că argumentul ăsta, unde-s probele, noi le auzim din momentul în care Mocanu ieșise atunci și îl atacase pentru prima dată Plahotniuc, atunci ai elaborat tactica asta. Dați-mi probe. Probele, într-adevăr, trebuie să le aducă procurorii, dar sunt anumite lucruri care sunt clare și fără probe de genul ăsta. Furtul miliardului s-a produs și prin asta e specificul acestui furt, s-a produs cu concursul instituțiilor de stat. Asta adevărat. E situația, da. Banca Națională, Procuratura, Parlamentul, Guvernul, Curtea Supremă de Justiție, toate aceste instituții care aveau posibilitatea și dreptul și capacitatea de a opri această operațiune, pur și simplu au participat. Statul controlat de gruparea oligarhică o jefuit pur și simplu oamenii, pentru că banii ăștia nu sunt banii cuiva, sunt banii moldovenilor, banii societății Moldave, dacă doriți. Așa că aici e clar și crimile astea s-au produs acum. Nici ăștia șapte ani nu... Lume, poate spuneți, ce înseamnă gruparea oligarhică? Plahotniuc. Pentru că pentru mine e deranjant faptul că vorbiți de Plahotniuc ca fiind marele rău, dar nu spuneți a doua parte, că el vine din clanul Voronin, corect, care a condus țara 8 ani de zile, a venit de acolo, atunci a făcut rău, pentru că instituțiile statului de atunci sunt capturate. Corect. După 2009 a făcut la fel de mult rău. Domnule Brega, dar spuneți-mi, rog, de ce până la această oră noi nu am... Poate lăsați să continui gândul. Vreau să fie interactiv, dar nu vreau să-l întreb. Eu am o întrebare scurtă. De ce până la acest moment nu avem semnat un act contra Plahotniuc în această campanie electorală? Pentru că nu are cine să-l semneze. Păi, Maia Sandu a spus foarte bine. Ieri în cadrul unei dezbateri au fost privat de televiziune. Care a participat la aceeași act de guvernare alături de Plahotniuc. Înseamnă că toate discuțiile în jurul acestei probleme rămân a fi sterile. Nu, sunt discuții false. Problemele cetățenilor niciodată nu i-au interesat nici pe demnitar, nici pe putere, nici pe opoziție. Și asta mă face pe mine în calitate de cetățean să am cât mai multe dubii raportate la credibilitatea candidatului respectiv care refuză. Deci asta e praf în ochi, ceea ce a încercat să facă Dodon. Problemele mult mai grave sunt faptul că viitorul procuror general va fi numit după același criteriu ca până acum, chiar dacă legea s-a schimbat. De ce despre asta nu vorbim? Din 1 august avem o lege a procuraturii nouă pe care Parlamentul nu vrea să țină cont de ea. E lege pe care ei au promovat-o, au adoptat-o. Din acel moment trebuia modificată Constituția, tot în Parlament, așa încât după ce Consiliul Procurorilor face un concurs și alege o persoană, președintele statului s-o poată promova. Asta înseamnă separarea puterilor în stat. Dar dacă Parlamentul va respinge candidatura numită de procurori, profesioniști, asta înseamnă deja ingerință a legislativului și nu o să mai fie niciodată sunt confuz un pic. Vă rog. Eu încă o dată repet că eu consider că opoziția s-a discreditat toată și stânga și dreapta prin participare la ceea ce se întâmplă acum. Deci alegerile în sine sunt o pierdere. S-a discreditat. Și puterea și opoziție. Deci, practic, partidele care au condus 25 de ani. Dați-mi voie să încheg și eu în gând. Vă rog. Să-l duc până la urmă. Da. Vă rog.
De putere, am vorbit atâta că mă, pur și simplu mi-e incomod să mă repet. Puterea este, n-are legitimitate. Cum a fost creată această... Și puterea migrează și în opoziție și îți creează soluții alternative și odată, falsă. Și odată ce opoziția o căzut de acord să joace după regulile stabilite de acest clan Plahotniuc, care controlează și majoritatea parlamentară și guvernul și instituțiile statului, care prin definiție trebuie să fie autonome și independente, noi toți participăm la un joc macabru, rezultatele căruia, rezultatele acestor alegeri nu vor fi pe placul majorității. Eu sunt absolut convins. Noi avem așteptări foarte multe. Domnul Brega vorbește despre fenomene și lucruri care le cunoaște foarte bine. Și procurorul, și funcționarea instituțiilor, și mai departe. N-a să producă schimbarea după alegeri, indiferent de faptul cine va fi ales, Maia Sandu sau Igor Dodon. Asta este absolut evident. Pentru că președintele are anumite împuterniciri. De atât eu vorbesc despre... apelurile către despre, societate. Nu, de fapt, nu eu vorbesc, dar eu repet argumentele opoziției care au fost aduse primăvara. Că dacă noi participăm la aceste alegeri anticonstituționale ca să putem propulsa în acest post superior în stat omul nostru. Și atunci acest om va deveni liderul protestului, liderul opoziției și clar că folosind această tribună înaltă, nouă ne va fi ușor să distrugem acest regim. Acum... Sau măcar să-l responsabilizăm. Acum... Eu, de exemplu, nu înțeleg argumentarea și nu înțeleg de ce s-a produs această corectare, să spunem, a mesajului. Și se vorbește deja de ambii candidați, printre altele, se vorbește de posibilitatea unei cooperări. Da, președintele trebuie să coopereze. Președintele, printre altele, nu face parte din nicio ramură a puterii. El nu este executiv, nu este legislativ, nu este putere judecătorească. El este o entitate așa mai specifică, mai ales în condițiile unei democrații parlamentare cum este Moldova, pentru că modul de alegeri nu a schimbat fundamental caracterul regimului politic în Republica Moldova. Da, el trebuie să coopereze, pentru că asta e și rolul lui, să aplaneze conflict, să intervină atunci când intră procesul în impas și așa mai departe. El are aceste funcții de arbitru și de... Însă, în situația noastră, după ce s-a declarat atât de mult și tare, și asta e corect, s-au constatat anumite lucruri, că majoritatea parlamentară este... ilegală, practic. Nu numai că are legitimitatea zero, dar este ilegală pentru că a fost formată prin distrugerea partidelor parlamentare. Asta e o adunătură de trădători, de traseiști politici care n-au ideologie, n-au scopuri politice. Iau o sarcină, să voteze ceea ce-i trebuie lui Plahotniuc și anturajului său. Asta e rolul parlamentului de astăzi. Este un guvern care e totalmente controlat de Plahotniuc și deciziile nu se iau la guvern. Trebuie de subliniat și de spus ferm că în condițiile unei democrații parlamentare, prima persoană este prim-ministru și guvernul, care formează agenda politică, elaborează proiecte de legi, creează și formează agenda parlamentului, pentru că proiectele guvernului au prioritate în parlament, în condițiile Constituției de astăzi. După ce s-au declarat anumite lucruri, s-au constatat anumite lucruri, acum ar fi mai logic ca acest președinte, fie Maia Sandu, fie Igor Dodon, într-adevăr să-și păstreze caracterul de opoziție, să devină un fel de lider a mișcării protestatare și să încerce să dezechilibreze situația, pentru că ați văzut care e lozinca principală a puterii? Lozinca principală a puterii e stabilitate. Da, stabilitatea asta e o virtute, dar e tot trebuie să fie contextualizată. În contextul nostru, stabilitatea asta înseamnă posibilitatea de a fura mai departe și de a evita pedeapsa pentru ceea ce fac. Stabilitatea în condițiile unui stat captiv, stabilitatea în condițiile nefuncționării instituțiilor de stat și în primul rând a sistemului judiciar, înseamnă posibilitatea pentru clanul mafiot Plahotniuc să continue furturile și să evite orice responsabilitate prin ceea ce faci. Asta e, în opinia mea, menirea viitorului președinte. Și eu o să urmăresc cu atenție și dezbaterile și lozincile și promisiunile care vor suna din partea unuia și altuia, ca să înțeleg, sunt anumite șanse pentru asta. Domnule Brega,
foarte multă lume discută un aspect controversat și vreau cel puțin dumneavoastră în limita informației pe care o aveți în calitate de activist civic să-mi spuneți. Unde era Maia Sandu la protestele pe care le organizau opoziția raportate la plan sau împotriva lui Plahotniuc? Haideți să facem diferența. De ce un pic mai târziu lucrurile încep să prindă un alt contur decât ne-am fi așteptat noi? E una asta acasă, bine mersi în fotoliu și a zice că eu sunt cu voi și alta este atunci când mergi în stradă și scandezi, ești alături de oameni. Haideți să facem diferența. Între o opoziție reală, care trebuie să fie făcută cu voce tare, cu demersuri în Parlament, deci practic o opoziție trebuie să-și merite numele de opoziție. La noi opoziția din Parlament. E vorba de aceleași partide care mai târziu o va susține. M-ați întrebat, dați să vorbesc. Spuneți. Deci, în Parlament s-a creat o opoziție falsă de către putere și de asta mă deranjează faptul că îmi invocați, îmi fluturați toți protestele pe care le-a făcut Dodon, Usatăi și Andrei Năstase, dar omiteți să spuneți că, de fapt, bună parte din aceste proteste erau provocate de către putere ca să arate lumii că există opoziție. Eu nu cred în protestele astea, nu sunt sincere, dar sunt niște proteste de carton, sunt proteste ca să atragă atenția lumii că iată, într-adevăr, noi protestăm, dar în realitate a fost protest complice, a fost participare la actul de guvernare, asta e cel mai condamnabil. Și aici a spus dumneavoastră că e vorba despre stabilitate la guvernare. Voronin în 2001 promitea stabilitate. În 2005, la fel, cu mesajul de stabilitate, iar ăștia după 2010 l-au păstrat. De ce? Pentru că există fenomenul traseismului politic, adică migrează de la un partid la altul și din 2001 până în 2016, în permanență, aceiași au fost la guvernare. Domnule Brega, asta e cel mai grav. Iar Maia Sandu, dați să vă răspund, Maia Sandu, dacă pretindeți că n-a fost la proteste, urmăriți activitatea acesteia, întâi de toate. Atunci când a fost în funcția de ministru, s-a manifestat. Dar a susținut PPE, eu am avut relația deci, ei cu... A făcut o serie de reforme în învățământ, în educație, ceea ce până acum nu s-a făcut. Deci Moldova, dacă vreți peste 25 de ani să o ducă mai bine decât acum, trebuie întâi de toate să investească în educație, să educe profesorii. Să ce înseamnă să închide școli? Dumneavoastră știți optimizare, ce înseamnă? Optimizare atunci când satul rămâne... Domnule Brega, un sat... Într-un sat unde ai 9 copii, de ce să ții un corp didactic de 28 oameni? Întrebare. Dumneavoastră veniți într-o localitate rurală. Ce se întâmplă cu un sat în care se închide o școală? Un sat din care au plecat majoritatea oamenilor din cauza guvernării comuniste, au plecat oamenii peste hotare, nu ai de ce să ții o școală cu 20 de profesori când ai 2 copii. Îi iei și îi duci în satul vecin. Așa spune legea. Așa se face în toate statele unde satele mici nu ce pot facem cultura acestor copii? Ce facem cultura? Cultura e foarte... Apropo, că... copilul are foarte mult de suferit dacă în școala unde sunt doar 2 copii, el în clasă nu are concurență, el are profesori limitați pentru satul respectiv, s-ar putea să fie limitați. Iar într-un sat mai mare, copilul unde sunt 40 de copii sau 35 într-o clasă, acolo există concurență. Domnule Brega, într-un interviu, interviu la un alt post de televiziune pe care îl reprezentam la acea perioadă, doamna Sandu îmi vorbea cu înverșunare despre faptul că reformele dânsii au fost bine gândite și au fost puse la dispoziție și microbuze și așa mai departe. Atunci se poate de văzut și acea secvență pe internet. Am întrebat-o. Eu cunosc cazuri concrete când microbuzul școlii stă acasă la director în curte și aduce porumbul. Și acum nu o să dați vina pe ministru. Și aduce, nu, o să dau vina pe întreg sistem care nu a fost bine pus la punct. Și eu pot zice, haideți să aducem niște microbuze. Ce facem? Dacă închidem școlile, Închidem școlile și atunci lăsăm acești copii analfabeți care nu vor avea posibilitatea pentru că directorul duce porumbul? Haideți să privim real lucrurile, fără a încerca să aruncăm piatra în grădina nimănui. Există responsabilitate individuală și dacă un om are obligația de a duce copiii cu transportul pe care l-a oferit statul sau iată din donații, statul român l-a oferit, acea persoană are responsabilitatea și obligația de a nu duce microbuzul acasă. Dacă vreți să dați vina pe Maia Sandu, la fel puteți da vina pe orice șef de stat. Să degajăm un pic. Să spuneți, domnule Tudor. Să sărim de pe cărarea asta a discuției. Da. Făgașul ăsta care l-am luat. Nu, eu nu-s gata pur și simplu să particip într-o emisiune electorală, pentru că
este clar, fiecare are simpatie. Dar nici cele monotone nu sunt interesante. Nu, dar noi asta s-a început de la... O discuție care dă totuși speranță, pentru că dumneavoastră ați început de la exprimarea regretului că noi am fost și am rămas divizați. Eu mă tem că noi și mai divizați o să ieșim din actualul... Pentru că lucrurile n-au fost clarificate. Noi suntem divizați din cauza resurselor mass media care sunt controlate politic. Noi zi de zi primim știri manipulatorii, știri prin care candidații sunt făcuți cu ou și cu oțet fără dreptul la replică. De asta suntem... Domnule Brega, spuneți-mi, vă rog, domnul Plahatniuc, câte posturi de televiziune și radio are în țara asta? Are minim 5, majoritatea... Și mai adăugați vreo 3 posturi de radio. Și atunci vedeți cine e monopolul. Păi da, eu am explicat. Plahotniuc a migrat de la comuniști, a stat în spatele lui Voronin 8 ani de zile, după aia a venit la Alianță, a stat în spatele lor. Deci cei cu bani și cei cu interese au migrat de tot partea noastră. Treaba asta. Plahotniuc este cine este, dar noi... Fenomenul mai complex. E favorizat. Fenomenul mai complex. Plahotniuc este un târgoveț, un negustor care a înțeles ce marfă e întrebat aici în Republica Moldova sau ce se vinde mai bine. Se vinde onoarea, se vinde integritatea și așa mai departe. Se vând principiile, da? Valorile se vând și el asta le cumpără. El a simțit prin ce poate să devină ceea ce a devenit. Bine, nu facem teorie de asta. Eu acum altceva vreau să spun. Noi, ideea acestor alegeri, pentru că sunt foarte multe lucruri care au devenit mai clare. Au devenit mai clar că puterea, într-adevăr, nu se bucură de susținerea populară. Și puterea și faptul că ei și-au retras candidatul, asta e pur și simplu o lovitură în imaginea actualului regim și a Partidului Democrat și așa mai departe. Încă o dată s-au confirmat că n-au legitimitate, cel puțin. Pentru că dacă intrăm în legalitate, aici ne batem cu juriștii și așa mai departe. A devenit clar că lui Plahotniuc nu iese jocul totuși până la urmă. El, pe de o parte, a vrut să folosească opoziția, da, a descurajat protestul. Da, în privința protestului, protestul a fost tot un protest complice, nu chiar așa. Eu țin minte care a fost starea de spirit la începutul anului 2015. Noi am avut un spirit protestatar în țară foarte mare. Noi, atunci când a ieșit platforma prima dată, pe 3, pe 5 aprilie, 3 mai, în iunie, asta era o mișcare populară care... Și care a fost finalitatea? A căzut vreun cap din cei vinovați pentru furtul miliardului, pentru lipsă de anchete, pentru tăinuire, pentru complicitate? A căzut vreun cap, măcar unul? Arătați-mi, procurorul general să fie destituit pentru că n-a investigat la timp furtul banilor publici. Domn Brega. Deci finalitatea arată că, de fapt, opoziția a fost de carton și cei 30 sau câți deputați are acolo nu putem să-i punem în cârcă opoziției toate reușitele. Absolut, pentru că noi avem o putere care nu reacționează, nu are reflexele democratice. În orice altă țară, după atâtea proteste și demonstrații și mitinguri, cel puțin la un dialog sincer și deschis, puterea ar fi mers cu opoziția. La noi pur și simplu s-a ignorat tot. Opoziția nu era gata să margă la niște acțiuni mai hotărâte și asta este absolut explicabil, pentru că este una când ieși cu proteste pașnici și este totul altceva când intri în altă logică de acțiuni. Domnule Brega, da, vă rog. Greșeala cea mare s-a produs atunci când s-a schimbat agenda și revendicările s-au formulat un pic altfel și noi, în loc de demiterea guvernului și alegerii anticipate parlamentare, am început să vorbim despre alegeri directe a președintelui, care în opinia mea n-are absolut nimic în comun cu necesitățile și problemele țării. Dar ce s-ar schimba dacă mâine ar fi alegeri parlamentare? Ce s-ar schimba dacă tot o majoritate a mafiei va ajunge în Parlament? Ce s-ar schimba? Mie îmi par baliverne. Domnul Brega, dumneavoastră pretinți să sunteți democrat, domnul Brega, dumneavoastră pretinți să sunteți democrat și vă puteți. În democrație, un guvern
care are susținerea mai jos 10% își dă demisia și se restartează, sistemul politic. Partea proastă e că invocăm cifrele astea, dar în realitate acolo s-a făcut o majoritate care e susținerea. Domnule, în democrație democrația nu este un regim perfect, dar el e cel mai viabil. Deci cum se întâmplă în guvernul? Uitați ce se întâmplă. Au avut majoritate, au făcut-o. Majoritatea nu reflectă voința alegerilor. Uitați-vă ce se întâmplă în Spania. Eu îmi cer scuze. Noi în Spania avem într-o lună 3 alegeri parlamentare, pentru că nu pot forma guvernul. Nu mai există o altă modalitate mai democratică să afli voința politică decât să mergi la alegeri. Chiar dacă cuiva nu-i place rezultatul sau cineva calculează că va ieși altfel, trebuie de mers la alegeri. Noi trebuie să avem atâtea alegeri până când nu se stabilește un guvern și nu... Deci dar guvernul trebuie să aibă mandatul poporului. Acest guvern nu îl are. De atâta noi trebuie să mergem la alegeri. Asta e foarte simplu. Mâine... Asta e becedarul politic. Domnule Brega, dumneavoastră vorbiți despre aportul opoziției în toată treaba asta. Eu vreau să încep un pic mai departe. Spuneți-ne, vă rog, dar atunci care este rolul membrilor guvernului, cu atât mai mult, poate nefiind ministrul ramurii respective, dar având cunoștințe și fac referire iarăși la candidatul PAS, având studiile economice, a acceptat volens nolens aceste operațiuni din sistemul bancar. Nu am văzut-o ca să apară într-o conferință de presă în care să-mi spună, fraților, stați un pic că uitați-vă, în sistemul bancar se fură. Cât a fost bine mersi în acest fotoliu de ministru, a susținut, nu a susținut guvernul pe care îl reprezenta și atunci problemele încep să se precipite un pic mai târziu când constatăm cu toții că au fost amăgiți. Dacă ar fi să-i luăm de a fi rapăr pe toți responsabilii din statul ăsta, ai vreo 15-20 de persoane cu funcții mult mai mari decât un ministru, un biet ministru, cum zicea Leancă. Nu e chiar așa. Deci sunt 15-20 de persoane care aveau responsabilitatea directă să vorbească public despre furt, să ceară investigarea cu celeritate, ceea ce n-a făcut. N-a făcut președintele Timofte, n-a făcut procurorul general, n-a făcut șeful CNA-ului, n-au făcut capii structurilor de stat care trebuiau să vegheze ca banii să nu dispară. Înțelegi? Acum, dacă vorbim, un ministru putea să o pună, s-ar putea să putem discuta despre asta, dar apare altă întrebare. Cum s-au făcut mișmașurile privind scoaterea banilor din bănci? Dacă ar fi făcut, n-ar fi acceptat cel care acum are 9 ani de închisoare. Pe care societatea încă nu le-a discutat până la capăt. Au fost folosite tot felul de ședințe secrete, care au fost secretizate, acele stenograme, da? Și un ministru care n-a participat la acele ședințe nu poate el să iasă să divulge ceea ce nu știe. Mie îmi pare că aici dumneavoastră încercați să dați vina pe cineva care n-a participat direct. Și în același timp îi induceți lumea în eroare. Vreau să revin la o chestiune elementară. Moldova, cum ar putea ea să arate ca stat dacă, începând de mâine, primii 200 sau 300 de persoane cele mai corupte, inclusiv din cei care au băgat mâna în buzunarul statului în cazul furtului miliardului, ar ajunge în arest, ar fi examinat dosarul în toată complexitatea și ar face pușcărie fiecare după merit. Moldova, începând din acel moment, va avea un viitor democratic. Dacă cei care au fost la putere 15 ani au trecut dintr-un partid în altul și iată azi vor să vină la putere prin Partidul Socialiștilor, asta e doar greșeala electoratului, că nu poate discerne între ce pot face oamenii ăștia care până acum i-au mințit și ce nu pot face. Eu sunt convins că ei nu o să facă nici reforme. Domnule Brega, n-o noi vorbim și de credibilitate. Nu putem zice că 48% din... Asta vorbiți că e aceeași clasă politică. Și da, să fim i-au perpetuat de la începutul anilor 2000 și acum sunt aceiași. Păi, ăștia care sunt acum la putere, ei au făcut o diferență incompetența până la urmă absolut, și atunci... Da, da, da. Aici, eu bine, da, lăsăm asta ca să nu intrăm într-o... Eu cred că noi trebuie să evităm exagerări de astea emoționale sau încercări de a prezenta lucrurile așa... mai apăsat decide. Atâta pentru că noi provocăm așteptări. Eu, încă o dată, oamenii cred că, măi, dacă vă dacă vine discuția asta, nu, eu cred că provocăm oamenii să gândească. Îi provocăm să gândească. Bine, n-am incitat la ură, la violență, doar le zic oameni buni,
Fiți atenți că s-ar putea opoziția să fie de carton, opoziția pe care Dodon țipă în gura mare că ar fi opoziție, de fapt opoziția în care vine Plahotniuc. Și partea cealaltă care nu dorește de fapt să semneze acest act anti-Plahotniuc. Asta tot ridică semnul manipulat. Ce înseamnă act anti-Plahotniuc? Dacă Plahotniuc e cu Dodon, ce înseamnă? Ca să ne asigurăm. Ipotetic pot vorbi și eu că sunteți cu dumneavoastră. Deci stați un pic. Eu dacă aș fi Maia Sandu, eu n-aș semna cu Dodon și Plahotniuc, pentru că ambii sunt mafia. Scuză-mă, nu semnez cu mafia. Aveți un argument când spuneți lucrul ăsta? A spus foarte clar, eu semnez cu poporul care votează și o să-i consult prin referendum. Deci nu semna cu mafia. Argumentul e foarte bun. Eu îl cred. Bun. El nu ține în fața celor care știu dincolo de culise. Din păcate, faptul că noi, încă o dată, ține voie să mă repet, din păcate faptul că noi am ajuns la situația în care am ajuns și acum noi alegem președintele în mod direct și alegerile astea au fost obținute printr-un act anticonstituțional, a curții constituționale. Dacă este voința de a alege președintele prin vot direct, pentru a-i mări legitimitatea, ca să obțină mandatul direct a poporului, ca să poată de poziții mai fundamentale să insiste asupra anumitor lucruri, trebuie să procedăm așa cum se cuvine. Fie votăm schimbarea Constituției în Parlament și în sensul ăsta, fie prin referendum și iarăși votare în Parlament. Și în sensul ăsta, în opinia mea, viitorul președinte, cine n-a fi el, ea, trebuie să-și reconfirme mandatul. Pentru că decizia asta a curții trebuie să fie anulată și fie Parlamentul confirmă mandatul președintelui, fie să schimbă Constituția și să organizează ce din nou alegeri prezidențiale, când va fi asta, este altă treabă. Acum, faptul că noi am ajuns la astfel de alegeri nu vorbește în favoarea niciunii aripi a opoziției, nici cele de dreapta, nici cele de stânga. Asta e opinia mea personală. Eu cred că prin participarea la jocurile regulile cărele sunt determinate de putere și pot fi schimbate oricând, prin participare la aceste jocuri de noroc, opoziția s-a discreditat toată. Și atâta, după și turul 2... Care era soluția dumneavoastră? Soluția era... Alternativă. Soluția era trebuie opunerea, rezistența consolidată acestei decizii și continuarea insistența asupra celor lozinci și revendicări care au fost formulate inițial, că inițial au fost trei lucruri. Miliardul înapoi, dimiterea guvernului și alegerea anticipate. Asta e foarte simplu. Și sub asta s-au adunat oameni, diferite etnii, din diferite categorii sociale. A fost o susținere masivă în primăvară anului 2015. Lozinca, eu încă, era ridicol. Lozinca, alegerile directe a președintelui, ei nici nu suna în toamna 2015. A fost formulată de liderii politici, inoculată această idee oamenilor. Pe urmă, oamenii la un moment dat au început să creadă că ei au dorit asta. Și asta a devenit așa o revendicare populară. În realitate, le-a fost inoculată și speculată într-un fel. Bine, asta e altă treabă. Acum noi trebuie să vedem ce se va întâmpla după... Domn Brec, da. Trebuie să ne păstrăm calmul, pentru că noi atâta ne-am dezamăgit și în atâția oameni. Hai să ne aducem aminte și de anul 2001, să zicem, cei care credeam în comuniști că ne vor duce, că erau foarte mulți de ăștia, au avut majoritate constituțională, ne vor duce nu știu unde încolo. Slava Domnului că ne-au dezamăgit și o declarat prioritatea integrării europeană. În 2009 am vrut o schimbare, un suflu proaspăt, o dinamică nouă. Ne-am trezit cu niște lucruri absolut oribile. Acum, iarăși, nu vreau ca să investim prea multe speranțe și așteptări, ca pe urmă, undeva prin decembrie, ianuarie, zice, băi băieți, dar pe asta a fost o mare amăgeală. Acum, încă o dată repet, important e ca acești oameni care pretind, doi oameni au rămas, o doamnă și un domn, dacă vor deveni cineva din ei președinte, să-și păstreze ideea inițială și intențiile inițiale să lupte cu acest regim. Că dacă se începe acum niște chestii de astea, aici vom colabora, aici nu vom colabora, atunci tot lucrul ăsta nu a avut sens. Domnule Bregan, de ce ideea candidatului unic pe dreapta era cât pe ce să ieșuieze? De ce nu am avut susținerea PL, PPM și așa mai departe? Întrebați niște lucruri care trebuie discutate în particular, cu Leancă sau cu alții care credeți dumneavoastră că trebuie să le luăm pe rând. Cu Leancă, de ce? Mie, întâi de toate, eu cred că opoziția creată pentru Dodon
a fost tot așa una formată artificial. Nici Leancă, nici Ghimpu, nici ceilalți vreo 4-5 concurenți care au fost pe lângă, împinși în cursa electorală din primul tur, știau că nu au șanse, dar au preferat să se facă de râs. Mie chestia asta nu mi se pare deloc interesantă din momentul în care Brega, vă bateți pe același... sau i-au ancorat în campanie electorală? Mie îmi pare că au fost împinși să participe în campanie electorală pentru a fura voturile pe dreapta. Pe stânga a fost un singur concurent electoral chiar favorizat de candidatul puterii care s-a retras în ajun și una îi declarau public, noi o să ținem Maia Sandu, dar în teritoriu toate subdiviziunile PD-ului au primit indicație, spunem una, facem alta. Deci PD-ul a ajutat PSRM-ul să crească. Socialiștii au crescut aproape dublu în electoratul lor din 2014 până acum pentru că au fost susținuți de puterea compromisă. Asta mi se pare cel mai grav, că în turul 2 vom avea o confruntare falsă pentru că puterea de fapt susține opoziția de carton a lui Dodon. Atunci când spuneți că opoziția este de carton, vreau să trecem cel puțin în revistă și cu dumneavoastră și cu domnul Tulbure, care ar fi trebuit atunci să fie acțiunile pentru ca să vă convingă pe dumneavoastră și cred că încă un segment de populație că opoziția este una reală, reieșind din posibilitățile pe care le are. Dânsa a bătut clopotul atunci când s-a discutat furtul miliardului, dânsa este cea care... Nu, a bătut clopotul la comandă. A încercat, când i-a dat voie Plahotniuc, atunci a vorbit. De ce atunci alte partide nu au făcut-o? Vă întreb și pe dreapta să înțeleg același concurent despre care vorbeam astăzi, cu 2% care s-a încadrat până la urmă. Care este rolul unui asemenea partid care pretinde că de poziția lui sau de părerea lui sunt majoritatea oamenilor? Mă refer la unioniști chiar. Haideți să facem așa. Dacă Moldova ar avea parte de 2 ani de presă liberă, liberă, dar liberă, înțelegi, să fie nu presă controlată de politic, dar oamenii, iată, televiziunea dumneavoastră, supraviețuiască din banii proprii, în 2 ani cetățeanul n-ar mai vota, poate nici Dodon, poate nici Maia Sandu, doar pentru vorbe frumoase, dar ar discerne între cine vine cu o ofertă falsă și majoritatea concurenților au venit cu oferte false, au bătut câmpii în campanie electorală și ar putea să aleagă mult mai bine. De aici zic, alegerile parlamentare în condițiile de astăzi nu vor schimba nimic, iar alegerea președintelui e foarte dificil de făcut. De ce? Pentru că s-a implicat resursa administrativă, adică instituțiile statului, oamenii din instituțiile statului au favorizat concurentul Igor Dodon. Ce face la acest capitol? CECU, în cazul dumneavoastră controlat politic. Asta e problema. CECU e controlat politic. Noua componență nu demonstrează lucrul ăsta? Nu demonstrează. CECU-ul arată obediență. N-a sancționat niciun concurent electoral pentru nedeclararea banilor în campanie. Domnule Brega, îmi pare rău, aș exclus un concurent. Un concurent pentru încălcări evidente, dar nu l-a exclus pe cel care făcea la fel de mari mișmașuri. Vreau să atrag atenția asupra faptului că instituțiile statului au fost folosite la greu. Cele și mai grav. Cele mai mari mișmașuri au fost făcute de Partid Democrat. Exact. Și observați implicarea Bisericii Ruse în politic, conform legii, o biserică, acel cult, nu avea dreptul să facă politică. Domnule Brega, e firesc că într-o țară ortodoxă, majoritară, 98%, e firesc să nu încalci legea. Minoritățile sexuale să ne decidă soarta noastră. Dar ce are minoritate sexuală? Ai luat o rază. Ce are minoritatea? Nu să fim atenți. E firesc ca mitropolitul să apară în chiloți și cu burtoia la mare în Turcia sau unde sunt este firesc ca reprezentanții minorităților sexuale să spună că susținem și de fapt să-și arate susținerea deschisă față de ce are problema aici? Aici o televiziune manipulatorie, prin asta arăta, sunteți televiziune manipulatorie care poate să le amestece. Ce a spus într-un borcan? Ce are biserica cu minoritățile sexuale? Lucrurile sunt... Da, domnule Tulbure, avem 2 minute. Regia ne spune că timpul ne presează. Un mesaj scurt pentru minoritățile sexuale sunt cetățenii ai Republicii Moldova, sunt protejați prin lege, Constituția, au aceleași drepturi și drepturile trebuie să fie respectate. Totuși biserica nu are ce căuta. N-are. Noi suntem un stat laic, chiar dacă la noi un procent, un întreg virgulă nu știu cât, se împărtășesc. Asta e problema. Faptul că noi ne considerăm prin cultură
ortodox, și asta nu înseamnă că noi suntem, nu suntem un stat ortodox, suntem un stat laic, contemporan și mai departe. Bine, lăsăm temele astea, asta e o temă pentru 5 emisiuni și ar fi bine noi să... Nu am condamnat implicarea bisericii în politică. Noi am avut foarte mulți spoileri, dacă să revin la primul tur, nimeni din ei... Și asta eu pot să pun mâna în foc, nu adunat, nu colectat aceste semnături, 15.000. A încercat unul, sincer, deschis, ăsta, Brânzan, cu potențial, cu bani, cu echipă, să adune, o adunat numai 5.000. O adunat, bineînțeles, PD-ul, socialiștii, partidul nostru. Și asta ce demonstrează? Vroiam de asta demonstrează că puterea o aruncat... În luptă au aruncat concurenți falși, care aveau misiunea, au spus drept domn Brega, să atragă de pe dreapta și de pe stânga, să atragă, pentru că planul inițial era altul. Planul inițial era Marian Lupu în turul 2, confruntare foarte clară geopolitică în care câștigă Marian Lupu. Și atunci ne-am și demonstrat și opoziția. Atunci poate fi retras un candidat. Atunci... De ce au retras candidatul? Pentru că milioanele, televiziunile, manipulările, falsificările... N-au dat rezultate. N-au dat rezultate. Adică, încă o dată mă întorc la principala concluzie după primul tur. Această putere nu are suport popular. Nivelul lor este la călcâiul broaștei, nivelul susținerii. Și au retras acest candidat. Acum... Mă rog, aici... Domnule Tulbure, da. Avem 30 secunde ca să aflăm și punctul de final la domnului Brega. Regia ne spune cât timp ne presează. Eu cred că toată clasa politică din Republica Moldova s-a compromis, mai ales liderii partidelor și cei care stau în spatele acestor partide s-au compromis, iar asta înseamnă că e nevoie de o clasă politică nouă, e nevoie de oameni noi în politică și mai ales oameni cu verticalitate care nu sunt subordonabili și nu sunt șantajabili. Domnule Brega, domnule Tulbure, eu vă mulțumesc din suflet pentru participarea la această emisiune, pentru punctele de vedere pe care le-ați prezentat aici. Stimați telespectatori, invitația ediției de astăzi a fost Alexei Tulbure, analist politic, și Ghenadie Brega, activist civic. Atât am reușit în limitele acestei emisiuni. Vă doresc o seară bună alături de noi.